dragilor, bine ați revenit la Timișoara Film Society Podcast, episodul cu numărul 14. În primul rând vreau să vă anunț că filmul produs de către noi, Asimptomatic, a câștigat premiul de cel mai bun film de science fiction la festivalul Galactic Imaginarium Film Festival, de aici aproape de noi, din Dumbrăvița, și suntem foarte mândri de acest lucru. Pe tfs.ro/filme găsiți toate cele trei filme produse de către noi până acum, Pisica Verde, Înșoaptă și Asimptomatic, și vă invităm să le urmăriți. Totodată, pe canalul lui Florin Rogojinaru găsiți cel de-al patrulea scurtmetraj produs împreună cu noi, Rețeta. Este puțin horror, dar cu siguranță vă va incita. Vreau să vă rog să ne urmăriți pe toate canalele noastre, Instagram, TikTok, pe site-ul nostru. În curând vom începe producția unui nou film și cu siguranță vreți să aflați mai multe despre acest lucru. Ne întoarcem la mult iubita noastră temă, actoria, și din nou aducem în prim plan un actor de teatru și film, Marco Agici. În atenția dumneavoastră, Marco, bine ai venit! Bine v-am regăsit și mulțumesc că sunt aici! Mie îmi place să mă întorc în timp, în copilăriile oamenilor. Și mie. Haideți să ne aducem aminte de Marco copil și să-mi spui dacă de pe atunci a existat o inspirație către lumea actoriei sau ai descoperit-o mai târziu. Păi cel mai important să spun la început, pentru că Marco ține o legătură strânsă cu copilul ăla de acum 30 și ceva de ani. Și mult mai important, adică asta e cel mai important pentru meseria noastră, de exemplu. Și Marco de atunci, prima chestie care a vrut să fie pictor. Dar nu știu cum am dezamăgit în lumea aia, pentru că am stat prea mult cu pictori. În clasa 5-a, 6-a, am auzit tot ce trebuie, dar și tot ce nu trebuie. Am stat zi și noapte cu ei. În timpul zilei a fost ok, dar în timpul nopții era mai bine stăteam acasă decât cu ei. Deci să nu înțelege cineva greșit, dar asta am spus de 1000 de ori și asta era cel mai mare greșeală profesorul meu care a crezut în mine și care a spus că o să sar peste liceu și direct din clasa 8-a să mă înscriu la arte plastice, adică academie sau cum e. Pentru că țin minte, eu în clasa 5-a am făcut niște schițe, croquis, schițe, pictură pentru cei care a terminat liceul și okay. Ei cu asta a deci trecut admiterea. Da, știi? Da. Și atunci profesorul meu a spus, nu ești normal, hai cu mine că o să fii pictor. Și era noroc că am descoperit prea devreme lumea aia, care pentru mine atunci era prea dură. Ok. Și am fugit, dar noroc că am fugit direct pe scenă. Nu știu cum, dar o zi după ce m-am dezamăgit în pictură sau lumea aia, nu știu cum. Cred că în școală, Marco, vrei să... Adică nu, am primit rol. Atunci era la școală, nu te întrebe nimeni nimic, nu? Ai primit rol, hai, gata. Și de atunci când m-am urcat prima dată pe scenă, wow, îmi place. Da. Și de atunci a început nebunia. Ne întoarcem în timp. Actoria de atunci înseamnă la fel ca actoria de acum sau s-a dezvoltat pasiunea pentru ea? Sentimentul ăla a rămas. Sentimentul care mă duce și acum. Bucuria aia care am simțit atunci, nebunia care am simțit atunci, ceva straniu, dar foarte cunoscut, dar straniu, mă ține și acum. Actoria ca și actoria, bineînțeles că s-a dezvoltat și acum e total diferit și bun, dar fericirea aia, nebunia aia care am simțit pentru prima dată pe scenă în clasa 5-a spre 6-a, mă ține și acum. Te ține și acum, da. Că spuneai de pictură, am văzut de asemenea că ai abilități în canto și în jonglerii cu anumite obiecte. Da. Acestea te-au ajutat sau ți-a făcut mai grea opțiunea pentru actorie? Orice te ajută. Dacă ești prost, e un obstacol, știi? Da. Dar orice avantaj, dezavantaj al tău, dacă ești deștept,
devine de fapt un plus, știi? Așa că da, orice pot să fac, orice simt că pot să fac, e de fapt un avantaj. Că citind, mi-am imaginat așa, că ai fi putut să te duci către pictură, desen, nu știu, poate inclusiv partea de caricaturi, m-am gândit eu observându-ți și aspectul fizic, dar te puteai duce și pe scenă să cânti. Exact. Și dintre toate astea tu ai făcut un mix și ai ales actoria unde se folosesc toate. Exact. Și cel mai mare diferență, dacă trebuie să stau și să pictez, vezi, eu nu sunt în stare 30 de minute prea mult să stau pe un loc. Actorie, scena e a ta, spațiul al tău, ești agitat, vezi, agitat. Da, agitat, da. Din cauza asta și am rămas în actorie, pentru că îmi da energie, adică energia aia care e în mine, ies undeva, dar pe scena aia, dar dacă trebuie să stau pe un loc și să pictez singur, și asta e greu. Da. Deci, pictor stă aproape 8 ore, singur, într-un spațiu mic sau afară, dar singur. N-am cum, am nevoie de oameni, am nevoie de energie, am nevoie de agitație, am nevoie de spațiu imens. Ai terminat facultatea în 2008, la Facultatea de Muzică, secția actorie, corect? Știi mai bine, da, știi mai bine, pentru că da, ai citit, da, că CV-ul care am trimis, da, 2008, cred că da, bravo. Și atunci, după 2008 până la 2010, master. Da, așa este. Eu promovez foarte mult ideea asta de studii și cu majoritatea actorilor cu care am discutat, studiile le-au marcat cumva calea, da. Le-au ajutat să crească. Păi, pot să spun că cel mai, nu știu, dar să știi că, de exemplu, când am venit în România, n-am știut boabă de limba română. Wow! Da, și am fost în școală srbească, liceu srbesc, am venit, nu știu, clasa 10 spre 11, deloc, nicio boabă. Cât ți-a luat? Ce? Să înveți. Păi încet, pentru că eram prea încăpățânat și am zis, gata, eu am venit aici pentru că părinții mei sunt de mult aici. După 99, atunci era război în Serbia. Da. Ei a venit atunci, eu în 2003 sau 2004, nu mai țin minte, dar am vrut de atunci deja să fiu actor și am știut că mă duc în Belgrad, care e foarte aproape, și atunci n-are rost să învăț limba română, adică alta joci, limba, da. Dar pentru că eu mă întorc, știi? Plus că chiar stau prost cu limba, adică foarte, foarte greu învăț limba străină, dar nici am crezut că nici n-am avut timp pentru așa ceva. E, atunci am fost la admitere în Belgrad, după ce am terminat liceul, și eram prea dezamăgit, pentru că imediat cum am intrat acolo, deci femeia de serviciu m-a întrebat, ai pile? Ai pe cineva aici? Okay. Știi? Da, oribil! Dar stai să vezi, 350, și nu am uitat cifra exactă, dar 350 și de noi care eram la admitere și 10 care intră la facultate. Deci era de o bătaie. Și stai să vezi, sunt 5 etape de admitere. Și eu, care n-am avut pile, n-am avut pe nimeni, am trecut 4 etape. Și pentru mine e ceva, știi? Da. Dar atunci s-a văzut cine are pilă, cine nu are pilă, cine e, cine nu e, a cui, nu știu. În ultima etapă am fost ultimul pe lista, dar pentru mine de la 350 și să ajung la 15. Între primii, da. Mersi. Dezamăgit, bineînțeles, dezamăgit, știi, cel mai mare greșeală în meseria noastră, scuză-mă că sar acum, dar o să mă întorc, să te laudă cineva. Bă, ești superb, dar din superb nu ești niciunde, dar ești superb, știi? Și eu, așa mic, atunci cu 19 ani, eram atât de laudat. Bă, ești superb, atât de talentată. Și deodată, bam, unde sunt? Niciunde, știi? Total dezamăgit, m-am întors aici. Și am avut noroc în Shuto, în profesor de actorie, în Timișoara. Luminița Stoianović, țăraca, care a murit fix când noi am terminat facultate, în 2008, decembrie. Sara că a murit, era prea bolnavă, era șefa clasei, și Carina Căprariu, care era cu noi, dar ei trei care era cu noi tot timpul și care a avut un fel de,
credință, știi? Ah, și a crezut încredere în mine și a spus, da, hai, ăla mic, intră și dacă nu știi, deci atunci n-am știut boabă de limba română. Dacă învăț ceva pe de rost, se pierde și accent, nici nu știu ce zic, dar zic perfect, știi? Da, da, da. Simt că am zis ceva fain, dar nu știu ce exact, deci așa am intrat la facultate. Și să înțeleg, deci ai venit dezamăgit de acolo, da, direct da, da, să încerci aici, da, și aici ai intrat... Cu gândul că să nu pierd timp, o să fiu aici, dar între timp o să încerc în fiecare an să plec acolo, știi? Așa, și ce s-a întâmplat? Dar după, nu știu, anul întâi deja m-am îndrăgostit de... Ok, și înainte m-am îndrăgostit de Timișoara, de România, de români, deci atât de bine eram primit de timișureni, de români. Eu am început să învăț ceva, dar era prea greu pentru mine, mai ales cu 18-19 ani să înveț limba străină, deci chiar greu. Da. E, atunci, așa greu și rapid, am început chiar în anul întâi să învăț, împreună cu colegii mei din clasă, împreună cu Luminița Stoianovici, care a avut răbdare cu mine, și până la, nu știu, anul 3 am învățat cât de cât sau cum am învățat și după aia a început povestea mea în Timișoara, de fapt. Întâi teatru și ulterior film, corect? Da. Și dacă e să ne întoarcem, îți amintești primul spectacol care ți-a creat un impact, care chiar ai zis, mă, acum mă simt actor? Păi, nu știu dacă sună prost sau nu amuzant, dar primul spectacol unde a intrat deja o travă aia în vene, în sânge și de atunci am nebunit, deci în clasa 5. Indiferent, deci eu ca și profesionist nu fac niciodată diferență între amator, profesionist, e o prostie de fapt. Dacă ai aici ce trebuie, n-ai nevoie de diplomă, așa că primul meu spectacol care m-a pus pe calea bună era primul de fapt spectacol în clasa 5 și după aia a fost doar o bucurie. Că povesteai, ai încercat la Belgrad, într-un final ai ajuns să joci. Da, asta da, da. Povestește-mi acum, aflând povestea cu admiterea, aș vrea să știu cum ai ajuns într-un final, terminând facultatea și masteratul aici. Te-ai întors acolo deja cu studiile terminate sau cum s-a întâmplat? Exact. După ce eram dezamăgit, după ce am venit aici cu gândul că da, ok, să nu pierd timp, dar să încerc în fiecare an încă o dată o admitere în Belgrad sau în Serbia, după 3 luni la facultate am zis gata, nu mă interesează nimic, rămân aici. Deci atunci nici nu am gândit ce o să fac mai târziu, băi, dacă teatru sau dacă e film, nu, eram atât de fericit și atât de împlinit în spațiul ăla mic, cred că 303 Tespis era ceva, deci nici n-am gândit la nimic altceva decât actorie, să fiu acolo, eram cu toată ființa mea acolo. Acolo, da. Eram de la 7 dimineața până la 7 seara, dormeam acolo, pe saltea, deci chiar singură chestie, nu e urâtă, dar pentru mine prea tristă, dintre noi 10, noi doi am terminat, adică ne ocupam de actorie. Asta e foarte trist, okay. Știi? Deci din câți ați început? Deja anul întâi, din noi 10, am rămas 7, din 7 deja până la anul 3, noi 5, din noi 5 cred că 4 a dat licența. Și după ce am terminat facultate, deci niște oameni atât de talentați și frumoși, și eu am zis-o direct în față, că sunt dezamăgit în ei. Ok, îi iubesc și acum, bineînțeles, că suntem prieteni, dar am zis, băi, să pierdeți, nu o zi, nu un an, viața, altceva. Ok, eu cu Călin Stanciu Junior am rămas în meserie. Vlad Gărboni a devenit director de, nu știu, Casa Studenților, Diana Nichiti, care pentru mine, de exemplu, împreună cu Cristina Cuning. Cristina Cuning și Diana Nichiti pentru mine sunt niște, nu știu, deci Hollywood s-a făcut pentru ei, deci pe bune. Deci Hollywood există pentru Diana și pentru Cristina. Și Cristina, de ce crezi că? Cristina, extraterestri, deci dacă îi vezi pe scenă sau în fața camerei, deci sunt niște extraterestri. Talentate, frumoase, deci superb, deci un pachet întreg. Și Diana pur și simplu, nu știu, era dezamăgită, nu era dezamăgită. Ok, e calea ei, știi, e viața ei, dar eu ca și colegul ei sunt
tare dezamăgit. O iubesc la nebunie, dar sunt tare dezamăgit pentru că s-a lăsat de actorie, de exemplu. Și uite acum, pentru că, de exemplu, Luminița era prea bolnavă și atunci clasa noastră, deja din anul 2, era lipită cu clasa lui Șutu, unde era și Cristina Cuning, tot care sunt îndrăgostit de ea, e o actriță superbă. Dar și acum, dacă vorbim, cine a rămas din toată generația noastră? Cristina Cuning, Corec, care acum profesor, Stanciu, care acum în București, eu care sunt aici, și în rest nimeni nu se ocupă de actorie. Marius, care acum regizor, de exemplu. Da, nu crezi că e din cauza, și din cauza industriei? Știi care e faza? Pornesc din propria experiență, știi? Chiar nu mă interesează care e faza. Deci, e calea ta, e viața ta. N-am voie să mă bag, n-am voie să comentez. Pot doar să spun că sunt dezamăgit sau să sunt trist pentru că n-am niște colegi faini pe scenă. Acum am găsit în Teatru Merlin, de exemplu, unde sunt angajat. Dar prima aia iubire, echipa noastră care era, s-a pierdut, știi? Și noroc că am găsit altă echipă, bineînțeles. Da, dar, de exemplu, 3 ani de facultate sunt niște 3 ani de vis, de vis și de rai care am trăit în Timișoara, bineînțeles, și după asta am continuat cu rai și cu vis, dar chiar prin 3 ani de facultate erau aici pe suflet. Da. Și ai ajuns să joci în sârbă și în limba română. Degeaba ești talentat, degeaba ești harnic, în meseria noastră tot e cu noroc. Întâmplător și noroc, da, bineînțeles, harnic, să fii talentat și mai departe. Norocul te referi să fii ales la un casting, da, da, de exemplu? Da, casting pentru mine, de exemplu, e o porcărie mare. De ce? Păi pentru că pierderea de timp. După ani de experiență, după niște ani de furat meseria, știi, am aflat casting. E o porcărie imensă. Și cum crezi că ar trebui să se pentru proceteze? Pentru că deja știi, deci scritorul care scrie scenariul, deja are în cap pe cine vrea. Regizorul imediat când citește scenariul, deja știe pe cine vrea. Și atunci, sigur, 80% din scenariu deja e ales. Și atunci, hai să facem casting pentru un rol de 3 cuvinte. Păi, ai nevoie de casting pentru un rol de 3 cuvinte? Niciodată asta e porcărie. De 1000 de ori până nu am găsit un impresar sau manager, până nu am intrat într-o traves după 15 ani de muncă, de nebunie. Sunt membru de ceva agenția de în Belgrad, de actor slavic, fosta Iugoslavia, teritoriu. Da. Știi? Până atunci eram la casting, băi, mă duc până la Belgrad ca să zic la revedere. Vin cu tava și spun, poftiți, păi asta e casting, pe bune, rolul principal întotdeauna e deja luat și atunci te ia pe tine și încă 10 oameni care, hai să vedem dacă faceți rol principal. Deja se știe cine e. Dar tu ai cheltuit banii pentru, nu știu, pentru cazare, ca să stai acolo, te pregătești, crezi că poate ceva. Ok, de 1000 de castinguri care sunt în lume, poate 10 sunt pe bune. Reale. Și atunci așa că e mai ușor să lucrezi cu un manager care deja are datele tale, știe ce poți să interpretezi și numai trimite mai departe și ești ales, practic. Aici venim la chestia ta care ai spus, e de fapt o, cum ai spus, industria, știi? Da, e industrie. Aici venim la chestia aia care e foarte urâtă și sună urât, industrie, dar din păcate așa e. Dar vezi, după 15 ani de muncă, după 15 ani de dezamăgire, după de exemplu, eu m-am lăsat de actorie. Pe uși închise, da, sunt sigură. Da. Eu m-am lăsat de actorie de 3 ori, câte un an. Și am trăit și am lucrat altceva, total altceva, deci o meserie total diferită. Și bine, am câștigat bine, dar eram trist. Erai trist că nu puteai. Eram necăjit. Și după aia m-am trezit cu, păi stai mă, să mă las de actorii, adică de iubirea mea. Deci îți place să faci. Da, pentru niște oameni de să nu înjur acum, dar niște oameni de căcă, pe bune.
pentru că din cauza asta m-am lăsat de actorie. Dezamăgit de atitudinea altora, pe bune. E, atunci când am crescut și eu, când am, nu știu, am devenit mai tare, am primit și eu un pic atitudinea aia, după 15 ani te vrea manager. Asta e nașpa. Pentru un început, pentru un copil care termină cu 19, adică 20 și cât, 3 ani cam facultate. Așa. Cam așa, dacă faci și un master. Te ia manager, nu te ia, doar în cod de tine. Da. Până nu faci tu singur ceva, nume, cariera, până dai ceva, un pic singur din coate, da, e, atunci, te și lovești un pic, te ridici. Te-am văzut, te vreau. Ok, mersi. Da, atunci e mult mai ușor. Pentru că eu deja am un impresar în România, dar și în Serbia. Și acum, după 15 ani, știi, e mult mai ușor. Da, spunându-mi lucrul ăsta, am eu o curiozitate. Ai acum ocazia să-ți alegi tu un rol pe care vrei să-l joci? Nu, ori teatru, ori film. Dar să ai posibilitatea să alegi tu, să vină managerul să-ți afișeze că se caută sau se pregătesc anumite spectacole și să alegi tu, să nu ți se mai impună. Sună atât de urât și atât de, nu știu, că mi se pare că uite cum fac acum, că sunt important, dar da, în sfârșit, știi? Pentru prima dată, după 15 ani, am refuzat rolul. Adică am început să zic nu. Da. Și atunci, pentru prima dată când am zis nu, eram atât de dezamăgit, atât de trist. Băi, am refuzat. Wow, am refuzat. Dar după aia, după ce trece timpul și după ce afli, da, n-ai cum să iei pe toate. A doua oară când am spus nu era... Lăsați-mă în pace, știi? Și acum, da, aleg. Nu vreau să sună ca mă laud, nici nu vreau să fac asta, dar, de exemplu, în ultima perioadă vin regizori și scritori, adică scenariști care dar, de exemplu, asta e, de fapt, un trofeu pentru mine, asta e, de fapt, am reușit în meseria mea. Dacă vine scenarist împreună cu regizor și spune, am făcut rol pentru tine, deci am scris am rol special pentru tine, da. Mersi. Deci nici nu trebuie să joc, mulțumesc, știi? Da. Asta e. Îți amintești trecerea de la teatru la primul film? Nu există. Deci pentru mine nu există diferență și chiar nu înțeleg pe actori care spun că e diferit sau băi, că e ușor, că nu e ușor, că e de... Eu nu înțeleg care e faza. Pe bune nu înțeleg. Deci acum vorbim despre conduci mașina, da? Și acum în loc să, nu știu, e manual sau automatic? Poți să conduci manual, poți să conduci automatic. Da, și după o zi de trecerea de la manual la automatic, cum te simți? La fel. Da, după ce ai exersat un pic, da. Asta e. De exemplu, deci asta e, ești actor pe bune. Deci dacă aud pe cineva care se ocupă de actorie acum 10 ani și mai mult de 10 ani, zice, băi, e mare diferență. Nu există diferență. Wow. Actorie e actorie. Cred că e prima dată când aud asta. Dar pe bune! Dar, pentru mine ce înseamnă asta? Că poți să fușărești în teatru, dar în film nu, și invers. Sau te dai total 100%. Ce văd eu din exterior, că nu pot decât din exterior să-mi exprim părerea, că e acea emoție la teatru care e pe scenă și ai în cap că trebuie să fiu acolo 100% că it's one shot și poate puțină relaxare în fața camerei. N-ai știind voie că... să fii relaxat. Da, nu ai voie, așa se spune și în română, să fușerești, nu? Da, n-ai să fușerești, voie, da. Nu ai voie. Și dacă pentru mine, eu sunt, de exemplu, un soldat, dacă vorbim de meserie, dacă vrei să fușerești, du-te acasă. Mm. Dacă nu ești cu toată ființa ta 24/7 în meseria ta, dar să știi exact care e diferența să faci actorie pe scenă și în viața privată să fii tu, nu actorie, e altceva. Dar dacă știi că ai treabă până n-ai terminat, ești cu toată ființa ta. Nu există mama, tata, nu există apă, nu există mâncare, nu există pauză, nu există trebuie să mă duc la Budă, frate, până nu termin. Ești acolo cu toată ființa ta. Dacă nu știi să faci asta, ăla care, adică spectator, simte și vede asta. Da. N-ai cum să minți pe altcineva. Pe tine poate, dar pe altcineva n-ai cum să minți. Deci se întâmplă și în fața camerei să dai acel one shot din prima, pentru a fi profi, nu? Dar one shot din ala primul shot e cel mai adevărat. Ok. Și atunci duble care să fac sunt o prostie.
Deci okay. Shot-ul ăla, prima shot, e adevărat, e adevărul. Am mai auzit asta privind behind the scenes la mai multe filme, da, de la Hollywood. Sunt mulți regizori care mizează doar pe asta. Eu am lucrat cu niște regizori mari care au spus, băi, e bine că mai mult de asta nu pot să faci. Gata! Okay. Dar nu, ok, sună urât. Poate da, poate poți să faci, dar dacă n-ai în tine, dacă nu iese de aici, atunci poți să faci de 1000 de ori, nu iese. Și dar repetiția? Dacă păi repetiție depinde. Dacă e buget mare, de exemplu, atunci am avut repetiție cu camera. Știi? Okay. Cu camera, o zi înainte de filmare, vii, faci repetiție înainte de filmare, dar dacă n-aveți buget pentru așa ceva, faceți repetiții jumate de, sau o oră înainte de filmare, de exemplu. Dar repetițiile acestea se fac pentru a rememora textul, pentru a-l sedimenta, pentru a ști cum spui textul, sau și pentru jocul cu colegul, colega, colegii? Nu, neapărat. Bine, ok, deci, stai. Oficial, repetiții ca și repetiții, da, bine, deci asta se stabilește, nu știu când, haide să zicem, o zi înainte de filmare sau chiar în ziua aia când se filmează, dar o oră înainte, dar repetiții care nu sunt oficiale, să stau și să vorbesc cu tine, uite, noi doi avem acum o scenă de love, de război, de ce vrei tu, bineînțeles că da, am nevoie să stau cu tine și să-ți simt energia ta. Nu textul care trebuie să spunem, și asta e, textul, dacă nu ești capabil să înveți repede, du-te acasă, știi? Există tehnică să înveți textul ăsta repede? Nu, există o nebunie, e tehnică, nu știu dacă e, da, poate exista tehnică, dar dacă trebuie să mă ocup de tehnică, deci tot ce e legat de meseria mea, de profesia mea, dacă trebuie să fiu legat strict de tehnică, atunci aș nebuni. Pierzi în artă, nu? Da, mă, da, asta e. Și atunci nu există tehnică, ci te las. Te lași cu toată ființa ta, știi? Să pici dacă trebuie, dar dacă ieși cu toată ființa ta, nu, de exemplu, tehnică, chiar nu știu care e tehnică. Citesc de 3 ori text și încerc, fără să citesc, după 3 ori, să zic cu vorbele mele ce am citit. Și atunci repet, ce am înțeles, ce, hai să scot ceva, o idee din, sau un mesaj din text și după întreaga zi vorbesc cu mine, trec prin stradă, vorbesc cu mine, deci toată lumea crede că sunt nebun. Vin acasă și văd, hai să văd ce am păstrat din text, eu de fapt am păstrat tot, cuvânt după cuvânt, cu virgulă, cu puncte, de unde, cum, nu știu, poate eu, nu știu, eu... noroc, știi? Uh-huh. Tehnica care nu știu care e, dar la fel e de fapt o atitudine, e un respect mare, deci n-am cum să-ți arat respectul dacă vine pregătit. N-am ce să vorbesc cu tine, da. Știi? Și atunci repetiția aia la care te refer, repetiție înainte de filmare sau și de teatru, am nevoie să stau cu colegii, adică cu partener, să simt pe partenerul, știi? Să văd cu privirea ei, lui, cum gândește, mimica, cum stă, dacă e agitat, dacă nu e agitat, să-l simt. Și știi? El să te simtă, da, la rândul. Și nici cum să nu... hai să vorbim text, da, bineînțeles, da, aștept de-al tine să știi textul. Aici da, nici e nu, profesional. Bineînțeles, da. Nici nu există întrebarea, știi text, pentru că asta e... Basic-ul. Dar dacă pe bune vine pregătit și dacă pe bune crezi că o să treci așa ușor, fără să știi text, fără să fii pregătit, n-ai ce să faci cu mine, n-am ce să fac cu tine, nici nu vreau să fac ceva cu tine, știi? Asta e. Și cel mai mare greșeală, păi o să improvizez. Păi cum o să... cum? Dacă nu știi text, cum o să improvizez? Știi? Du-te la spectacol de improvizație, că da, sunt și din da, alea. Da, exact. Așa că în meseria noastră, fără respect și fără disciplina de armată, n-ai cum să faci nimic, de fapt. N-am înțeles. Deci... Îmi place să aud pe cineva care nu vede o diferență între a juca pe scenă și a juca în fața camerei. Nici cum. Păi am jucat deja în mai mult de 10 filme. Acolo n-am încă 3 filme în plus care n-am în CV-ul ăla care ai primit. Și încă, nu știu, 4 sau 6 piese de teatru între timp. E la fel.
E la fel. Singura diferență e că în loc de cameră ești tu, adică e publicul. Da, e publicul, da. Ceva vie. Și singura diferență e că trebuie să vorbești mai tare, că să te audă ala din spate. Da. Practic ai un public și când sunt camerele, cei din spatele camerelor. Da, exact. Poți să percepi exact, oamenii din spatele camerelor ca fiind un alt public. Așa că nu există diferență. Să revenim un pic la industrie. Ai anumiți actori, regizori care te-au influențat, pe care îi urmărești? De exemplu, eu m-am oprit să mă uit la filme din anii 90 cel târziu 2000. Pe bune. Acum nu te uiți? Nu, pentru că poate și Ovidiu mă moară acum, dar tehnologia a ucis filmul. Total. Pe bune. Eu fiind un mare fan Marvel, nu pot să-ți spun asta. Vezi că deci meseria mea m-a învățat ceva. Bravo, parerea ta, te cred. Da? Și da, te înțeleg, te simt. Dar că, nu trebuie să fii identic. Te faci să fii fericită când te uiți, dar eu nu înțeleg Marvel, nu înțeleg, pentru că genul ăsta de filme și tehnologia aia, blestemată pentru mine, pentru că sunt old school, au ucis arta. Au ucis arta, au ucis povestea, spui tu. Da, păi nu există povestea. Nu prea mai există. Uite, nu există povestea. Îți dau un exemplu concret. Iron Man, e cel nu mai bun există. Exemplu. Primul. Deci la primul a fost o poveste, a fost povestea lui, da. Felul lui de a fi, ne-a fost prezentat personajul, ne-au fost prezentate sentimentele personajului. Mm-hmm. Ulterior, tot mai multă tehnologie, din ce mai... Da, eu sunt fan de tehnologie, da, bravo, dar dacă rămâne cu artă, dar dacă rămâne doar tehnologie, ce avem? Atunci hai să facem, nu știu, SF, desene animate și gata. Da. Ai nevoie de actor, deci asta mă doare. Tu n-ai nevoie de actor. Tu ai văzut acum tehnologia pune, nu știu, există ceva, aplicație, deci vorbesc eu, dar se pune, nu știu, fața ta pe fața mea și acum vorbește. Deci e clar că nu ai văzut absolut nicio animație. Nu, am văzut. Ai văzut? Bineînțeles că am văzut și bineînțeles, da, ok, bravo, deci nu sunt fan, nu pot să înțeleg, dar respect. Asta e mare diferență și dacă nu-mi place, respect munca. Deci asta e pălăria jos, pentru că respect munca. Da, dar din punctul meu de vedere, filmul s-a terminat în anii 90 spre 2000. Deci știi? Te-au inspirat actori din perioada aceea? Bine, eu sunt copilul de anii 90. Da. Știi? Și ultima acțiune care pentru mine merită să te uiți e Terminator 2, de exemplu, știi? Okay. Sau toate filmele, asta, acțiune, de Bruce Willis. Da. Deci Bruce Willis e, de exemplu. Sau un regizor care rămân cu gura căscată și îl iubesc la nebunie și abia aștept ultimul film și sper că mă ia. Quentin Tarantino. Ok, Jim Jarmusch și mai departe. Dar vezi, Quentin Tarantino era un rege în anii 90 și vezi cum s-a transformat, adică cum a reușit și, uite, în zilele de azi, dar cu, nu tehnologia, dar cu estetica de film din anii 90 și uite ce a făcut cu Once Upon a Time in Hollywood. Da, da. Deci dacă vorbesc despre Tarantino, de exemplu, și Once Upon a Time in Hollywood, trebuie să-mi ridic, știi? Da, deci Quentin Tarantino, ca și Led Zeppelin, eu n-am găsit nicio piesă proastă sau care nu-mi place de Led Zeppelin, deci toate, ca, la fel Tarantino, deci tot ce a făcut până acum, știi? Da. Pentru că e atât de nebună asta, nebunia lui și tupeu să schimbă istorie. Asta e. Și ce este, de exemplu, mesajul ăla din Once Upon a Time in Hollywood, cu Margot Robbie a jucat pe, acum bine, nevasta lui Roman Polanski, am acum un lapsus, povestea ei, care era din anii 60, nu știu dacă știi povestea ei. Nu. Avem timp să-ți povestesc? Da. Deci, din anii 60 cu Flower Power, hippie și mai departe, da. Cel mai cunoscut
și cel mai tare dintre toți atunci era un regizor tânăr, era Roman Polanski, și un nebun după Roman Polanski, care din anii 60, 70, 80 era nebun. Și, băi, cum se numește soția lui, care era tot actriță, acum chiar mi-e rușine, care chiar atunci era mare vedetă, dar din păcate din America tot vine. Deci din America tot ce e ok vine și tot ce nașpa vine din America. De exemplu, Flower Power a pornit direct cu niște secte care erau atunci. Ok. Marilyn Manson, care era dat afară din Beach Boys, din industria de film și din industria de muzică, din toate industriile de artă, pentru că era diferit. Era diferit. Diferit, hai să zicem diferit. Era diferit, da. E, atunci el a construit întreaga, religie în jurul lui, adică o sectă. Era prea supărat pe toți și nu știu de ce a ales pe actrița aia. Aia chiar am lapsus acum și nu vine, dar sunt îndrăgostit de ea. Vezi cât de, cât că am emoții. Și săraca era gravidă. Okay. Și a făcut, vezi, și un film, deci în fiecare seară party și nu știu ce. A făcut party la ea acasă, în timp ce Roman Polanski era plecat. Ok. Și idiotul a intrat cu niște copii, care erau în secta lui, și a omorât pe toți. Doamne. Și pe actrița aia, nu, care era gravidă. O să caut, între timp o să, da? Vine acum Margot Robbie în cap, Margot Robbie care a jucat pe ea, da, și nu vrei să știi acum, nu știu dacă pot să vorbesc despre asta la podcast, ce a făcut cu ea, uite, cu o femeie gravidă, cu cuțitul, deci nici nu vrei să știi, da, înțelegi? Da. Și atunci, vezi, trebuie să știi povestea, un pic istorie, ca să te uiți la Once Upon a Time in Hollywood. Da, ai văzut Once Upon a Time in Hollywood? Și atunci vine Marilyn Manson în casă. Da. Ce se întâmplă în film? Brad Pitt împreună cu ăla au mor pe toți. Da. Dar în realitate era invers. Era invers. Dar nici cum Brad Pitt, nici cum Leonardo DiCaprio, care sunt acum în comparație cu povestea adevărată, deci Brad Pitt cu Leonardo, adică băieții care erau lângă casa aia, nu există. Deci idioții a intrat în casa ei și a făcut un măcel. Da. Știi? Și dai seama, în anii 60. În America, unde era tot cu power, flower power. După război, după... Flower power, da. Și avem, nu știu, și ai văzut Batman din anii 60. Da. Deci era un musical, de musical, fapt, știi? Da. Și cel mai horror din anii 60 era, atunci Roman Polanski a făcut Rosemary's Baby, deci neapărat să vezi. Ok. Și asta era cel mai mare horror, frate, și acum asta e desene animate pentru copii, de exemplu. Da. Și vezi un șoc cultural pentru întreaga America, dar pentru întreaga lume, ce a făcut idiotul la Marilyn Manson. Și a pățit ceva? Că nu știu. În pușcărie. Încă e în pușcărie, pentru întreaga viață. Am văzut niște documentare cu el, deci chiar nebun. Și vezi ce a făcut Quentin Tarantino. Și atunci pot să imaginez că Quentin Tarantino atunci era prea mic, era îndrăgostit și el, de sigur el a îndrăgostit de actrița aia, pentru că toată lumea a îndrăgostit de actrița aia, era o vedetă. Și atunci, deodată, actrița care a terminat, nici nu vrei să știi cum. Da, deci să-ți spun. Nu, sau nu, mai bine, îți spun mai târziu. Da, da. Oricum o să vedeți, vă rog, YouTube o să vedeți. Și vezi cum a schimbat istoria. Dar filmul ăla m-a făcut să-l iubesc și mai mult. Eram îndrăgostit de el din anii 90, 94, 6, cred că am avut nici 10 ani, cu From Dusk Till Dawn, de exemplu. Și de atunci iubirea mea pentru Tarantino e și mai mare și mai puternică, știi? Vezi istorie care el a schimbat, pentru că eu îl imaginez cum era supărat și dezamăgit atunci când era mic. Păi, o să fac și eu ceva pentru actrița aia cu care o iubit, știi? Da. Vezi? Da. Sau Glorious Bastards cu Hitler și da, de departe. Da. Cât de Glorious nebun Bastards, da. Și cât de
cât de deștept, nebun, dar și curajos, curajos să faci așa ceva și să știi că o să n-o fie, să faci ceva fain. Eu, de exemplu, dacă aș face ceva așa ceva, să gândesc, băi, o să fie o porcărie, nimeni nu o să vadă. Nimeni nu o să vrea să vadă așa ceva. Vezi? Da. Să ai tupeu. Da. Din cauza asta îl iubesc, știi? Mm-hmm. Asta e. Roberto, scuză-mă, Roberto Benigni. Nimeni nu mai vorbește despre Roberto Benigni. Nu știu cine. Vita e bella. La Vita e bella, ok. Roberto Benigni, un geniu. Geniu, nu știu unde e. Din anii 90 a dispărut. Okay. De exemplu, am nevoie de Roberto Benigni. Am nevoie de niște filme de Jim Jarmusch din anii 90. Vă rog să faceți filme de genul ăsta, știi? Da, l-ai mai căutat și n-ai găsit? Roberto Benigni, da. Găsesc ce a făcut până la, nu știu, 2000 și ceva, 2010. Ah, ok, ok. Da. Unde e? Unde e geniul ăla? A dispărut, înțelegi? Da. Asta e. Roberto Benigni și mai departe. Și? Uite, te întreb acum, știi? De obicei se întreabă. Ce? Ultima carte citită. Ultimul film văzut. Ultima carte care am citit. Nu-ți carte, film, lasă cărțile. Ok, carte care am citit era Orwell, 1984. Ok, nu. Deci e Big Brother, deci ce se întâmplă cu noi acum, deci chiar, deci e realitate, știi? Okay. Dar s-a scris acum aproape 60 de ani, mai mult de 60 de ani. Și e actuală. Da, e actuală și în fiecare dată când citesc, mi se face piele de găină ferate, păi noi trăim asta acum, știi? Film care am văzut, păi stai, știi, eu sunt idiot. Care sunt în stare să, de exemplu, am văzut acum, uite, vezi, Green Mile, de Stephen King, wow, care a scris, da. Nu știu cine a regizat, dar, de exemplu, Green Mile am văzut când eram mic, dar sunt atât de idiot că am văzut Green Mile de 1000 de ori și acum, alaltă ieri, am văzut din nou, dar am văzut din nou, parcă văd pentru prima dată, știi? Dar stai să văd ceva nou și nu mi-a plăcut de... Singurul, ultimul film care mi-a plăcut și am văzut acum recent, Don't Look Up. Don't Look Up. Meryl Streep. Da, Meryl Streep, da. Leonardo DiCaprio, care da. E total diferit. De Leonardo DiCaprio, care nu e macho man. Da. Nu și pot care să cred. Are sentimentul ăla de frică, e timid. Știi? Leonardo DiCaprio e super timid, tare, da. Super tare. Da. Mi-a plăcut, e exagerat, îmi place pentru că e o comedie neagră, e exagerat. E și Jennifer Lawrence acolo. Da, Jennifer Lawrence, care tot timpul, deci e bună, dar vezi niște actori faini în filme proaste, dar actori faini. Pentru că... Ovidiu, îmi cer scuze, dar tehnologia a ucis film pentru mine, să știi. Dar da, avem nevoie de tehnologie, dar cu măsură. Da. Știi? Lasă-mă să fiu actor. Nu, dacă vezi un actor prost, te ajută tehnologie, știi, ești fain. Corect. Nu vreau așa ceva, știi? Asta e. Nu mai țin minte un film mai nou-nouț care am văzut și care mi-a plăcut, pentru că toate filmele care am văzut eram dezamăgit și eram super supărat pentru că 3 ore am pierdut pentru asta. Durează cam mult, deci mi-a venit să mă bat așa singur. 3 ore am pierdut din viața mea, păi mai bine, nu știu, mai bine tăceam și, nu știu, în tuneric. Ultima dată când am avut eu sentimentul, cred că și Ovidiu, că am fost împreună la film, la Avatar 2, am ales să-l vedem la VIP în mall. Bravo, și? Deci aproape, noroc că fotolile foarte confortabile, aproape adormeai, prea tras de păr. E fain, e fain să adormi. Sau să ieși. Ia. Nu, pe bune. Deci să fie un fel de revoltă. Frate, ai făcut o porcărie. O să dorm, ca să nu zic o porcărie, adică să nu înjur, sau ies afară. Și mai bine să ies afară și de film sau de spectacol prost decât să stau. Și ulterior, după ce a apărut pe internet, și eu am mania să mă uit de mai multe ori la un film. O manie cu chestia asta, să văd alte lucruri, zic, hai să-l mai pun o dată să văd, îmi dă aceeași stare, exact aceeași stare mi-a dat-o, numai ca acasă, mie urât, o singură dată am ieșit din cinema, m-am simțit prost, m-am dus acasă și am văzut finalul filmului, că mi-a părut rău că am plecat, am rămas așa cu întrebarea, dar nu-mi place să ies, dar acasă ai pus pe pauză, ai ales altceva și
Asta e. Așa că da, anii 90, eu de exemplu am devenit actor. Vezi, asta e norocul meu, nu că, uite, sunt talentat sau sunt super. Nu, am avut pur și simplu noroc. S-au aliniat astrele. Da. am vrut să fiu actor, adică să devin actor, din cauza un actor din Serbia, din anii 90. Săracu a murit acum recent, dar am jucat cu el. Ultimul film lui, am jucat cu el și am avut scena cu el. Și cel mai tare în actorie, în profesia noastră, să ai o relație în film, nu cu iubire, dar cu ură. Asta e cel mai tare. Și am avut, pe bune, am avut o scenă cu el ceartă. Și eu am crezut că e pe bune, că de bun e. Era, știi? Aici și de acolo chiar ați crezut că m-aș certa. Da. Și după ce s-a terminat scena, stai, e supărat pe mine, ce se întâmplă? Era super tare. Și din Hollywood, Armana Sante, Antonio Banderas, da, și John Savage. John Savage. Wow. Da, el e din anii 70, nu, știi? Nu sunt nebun după filme din anii 70, 80, 90. Deci, dar, de exemplu, cu părere de rău, mi-aduc aminte de Antonio Banderas, dar acum mie mi-a rămas în minte, datorită animațiilor, cu Puss in Boots. Da? Da. Hai. Da. Vezi ce ai spus cu tehnologia. Da, e foarte ciudat să asociezi un nume mare cu un personaj animat. Cu Puss in Boots. Da. Și uite, am noroc, am jucat cu Armana Sante în Serbia și cu John Savage. Așa am tremurat. Dar știi? Astea, vis împlinit, nu? Da. Și de exemplu, eu cu Armana Sante nici n-am știut că vine el. Eu am primit text. Personaj superb, aproape 10 zile de filmat, rol superb, și scrie acolo ceva manager din America. Și avem toate scene în engleză, în rest toate în sârbă. Și vine manager de fotbal din anii 30 din America. Și vezi, am făcut niște repetiții, dar cu asistent de regie. Păi când vine ăla vreau să... Nu. Dar cine vine? Mă, e un actor, nu e atât de important, știi? Și nimeni n-a vrut să spune cine. Și dai seama că după aproape 3-4 zile de repetiții fără actor, dimineața aia în sfârșit vine actor. Păi unde e? Păi în cabina machiaj. Păi hai odată! Nu, el n-are nevoie de repetiții pentru că el știe rolul. Vine direct cu acțiune, vine în fața camerei. Păi cum? Să vezi reacția mea și fața mea când deodată, deci eu care deja eram pe set, camera deja prinsă, acțiune și așa e regizat că vine ăla cu whisky în mână și îmi dă mie whisky. Ai noroc? Și atunci începem cu ceva discurs despre fotbal din anii 30. Și ok, deja nervos, păi ok, știu ce trebuie să fac, dar n-am simțit vibe-ul ăla cu actorul. Frate. Și deodată, din tuneric, cu acțiune, vine Armana Sante. Știi, reacția mea, care era de un oligofren, deci eram... Și aud din cabina aia de regizor, Marco! Marco! Și am rămas așa, deci aproape 5 minute cu... Marco, nu ești normal! De frate, stai, Armana Sante, am putut să cred. Și am avut nevoie de 10 minute să... Să-ți revii. Și atunci să joc cu Armana Sante, știi? Da. Noroc. În CV am întâlnit termenul One Man Show. Yeah. Am dat un research, am văzut că e One Man Show. One Man Show. Eu asociez chestia asta cumva cu stand-up-ul, că acolo ești One Man Show, dar la tine nu a fost stand-up, așa. Stand-up e ceva nou, dar One Man Show vine din Grecia. De când a început teatru, One Man Show. Deci un fel monolog care durează cel mai scurt 30 de minute. Și atunci din 30 de minute, cât vrei tu, știi? Și One Man Show, păi, tu? Ai văzut, de exemplu, în teatru Florin Piersic Junior Freak Show. Asta e One Man Show. Asta e One Man Show, da. Vezi? Și e un spectacol întreg. Da. Și Florin Piersic Junior e un extraterestru care schimbă 13 personaje. Și poți să crezi cum... Așa, deci s-a schimbat. De exemplu, pentru mine, One Man Show era un compromis. Pentru că în Timișoara am reușit să deschid și secția limbă sârbă. Ok. Și asta e a patra limbă de teatru. Și din cauza asta am devenit
nu știu, capitala culturală și nu știu ce. Și era un compromis pentru că hai să facem ceva pentru început, pentru că suntem numai noi doi, deja am făcut o piesă de teatru pentru copii, mai avem nevoie de încă o piesă ca să avem, să avem o normă, să avem ceva. Păi hai atunci să fac ceva. Și nu sunt fan de One Man Show pentru că pentru One Man Show pe bune chiar ai nevoie de tupeu. De tupeu și numai de tupeu, dar dacă nu știi cum să faci, intri în altă cale și e dezastru. Dar am intrat în foc ca să mă sacrific. Ai intrat în horă și a trebuit să joci. Păi da, dar e un sacrificiu și cum am spus, compromis, pentru că da, hai să facem ceva pentru secția limbă sârbă. Uh-huh. Ok, cum iese, asta e, frate. Am dat tot ce am avut din mine ca să fac și uite, lumea spune că e foarte reușit. Deci 30 și ceva de minute, aproape 40 de minute de un om prost necăjit care a avut 13 muieri. Și în loc să schimb 13 personaje, eu schimb 13 stări. Aoleu, știi? Da. De exemplu, e în limbă sârbă, dar e cu subtitrare sau dacă e sus, atunci nu e subtitrare, e, nu știu, deasupra titrare, de unde să știu? Supra-titrare, dar vin, de exemplu, actori din teatru maghiar sau români, prietenii mei, care urmăresc fără nicio problemă și voi venim, te rog să zici când e încă o dată, vreau să păi, vrei să vezi încă o dată? Da, vreau să văd încă o dată. Atunci înseamnă că reușit. A fost mult. Da. Asta e. Există până acum un rol pe care ți l-ai fi dorit și încă n-a ajuns să fie jucat? Gay. Rol de gay. Mm-hmm. Ok. E la mod acum, mă mir nu, că... Nu e de mod, dar asta am vrut de zic mult. Zic acum, da. Da, din păcate, de câțiva da. Ani. Multe chestii sunt acum de modă care, nu știu dacă e bine să vorbesc acum cu voce tare, care nu-mi place, pentru că tot pe bune ne aduce în altă zonă care deloc nu e sănătoasă. Am înțelegere pentru tot, chiar am înțelegere pentru tot, dar ce faci cu multă gălăgie? Ăla care nu spune adevărul de fapt, face gălăgie, nu e așa? Da, cam știi? Așa e. Și mi se pare că aici e copy-paste, deci de ce faci gălăgie? Fă ce vrei, lasă-mă în pace, eu pe tine, tu pe mine și hai, pe bune. Uh-huh. Știi, n-am nimic împotriva, nici de gendere care acum să nu știu, inventat, dar fără gălăgie oamenilor, trăiți viața voastră și lasați-mă pe mine în pace, știi? Da. Dar asta cu gay e o provocare mare. Mare, pentru că am niște prieteni și doar pornesc cu ideea aia. Atunci vine unul care nu mă lasă să iubesc o femeie. Okay. Și n-am voie să iubesc o femeie cum o iubesc și ce simt pentru ea și vine unul îmi spune n-ai voie. Trebuie să iubești pe băieți. Da. Știi? De acolo pornesc. Cum să mă simt și cum să mă lupt cu asta? Da. Dar fără gălăgie și fără cu pride, care chiar nu înțeleg, dar înțeleg nevoile lor, înțeleg prin ce trec, înțeleg ce simt și asta vreau să fac. Fără propaganda, fără niciun fel de politică sau marketing, vreau să intru în ființa, chiar în ființa lor, în sufletul lor, știi? Să simt asta, să văd cât de greu e, pentru că e greu. E greu. E greu cu societatea, n-ai voie. Păi dacă îmi spune cineva că n-am voie ceva, pe bune, și pe bune să știi că n-ai voie pentru că ești pedepsită dacă faci. Știi? Da. E oribil. Da. Din cauza asta. Acum cu moda, niciodată n-am fost cu moda și tot ce e cu moda fug de. E, acum e în moda, știi? Lasă-mă cu moda. Uite, e în moda, mă doare în cot, știi? Apropo, ai văzut trendul, că e modă, trend, cum vrei să numești, trendul actual de cinematografie românească. Nu? Spune, nu? Te rog, nu știu. Păi în ultimii, cât o vedeu, 5 ani aproximativ, apar din ce în ce mai multe filme românești. N-ai văzut niciunul până acum, măcar așa de... Păi da, și am văzut și nu, dar care moda? Nu știu despre ce... Păi sunt două categorii. Okay. O categorie artistică, okay. Pot să dau un exemplu, 4 luni, 3 săptămâni. Da, cu Mungiu, ok.
artistică sau categoria de care zici tu cu marketing, comercială, cum ar fi, nu știu, team building, Miami Beach. Da, am văzut și n-am, asta. Da, mi se pare tot ce ai zis acum e ok. Da, fiecare, deci fiecare produs are pe cum să spun? Publicului. Așa. Publicului. Dar de exemplu, hai să facem ce, hai să facem un proiect național. Ok. Și chiar merge. Uite acum. Din fiecare oraș. Da. Unde există teatru. Prin casting care urăsc. Să luăm din fiecare teatru minim câte un actor. Câte un actor. Da. Uite acum. Așa. Din fiecare teatru 30 de teatre. 30 de actori, minim. Și hai în București, care e centralizare. Tot ce se întâmplă în București. Parcă nu există niciun oraș. E la fel și în Serbia. Și hai să facem atunci Las Fierbinți sau Vama Veche sau ce vrei tu, nu, Vacanța Mare sau Vacanța, ce e. Da. Dar cu 30 de actori proaspăți din teatru, din întreagă țară. Da, după 3 episoade, adică, da, după 3 episoade, dar după un serial de 10 episoade cu umorul ăla low, da. Low. Când se întoarce fiecare în orașul lui, vedeta, dai seama câți oameni intră în teatru să-l vadă pe vedeta aia. Da, mulți. Ha? Da. De exemplu. Și asta, din cauza asta, da. Dar nu-mi place pentru că moda, nu e moda, asta e deja mentioned, da. Și asta mă enervează. În fiecare film, 10 filme, 4 actori care se schimbă. Cam așa. Cam aceeași. Asta e urât, pentru că nu e doar România, asta e trend global. Dar hai să facem asta. Dar, de exemplu, doar cu o anexă în contract. Fiecare dintre actori? Vedeta în creștere n-are voie să ridică nasul cu atitudinea aia de vedeta. În schimb, primește palma de fiecare coleg din teatru unde... Din breaslă, da? Da, deci ai voie să primești o palmă din fiecare dintre... Dar n-ai voie dacă te ridici, dacă ridici nasul sus, da? Da. Ești vedeta, bravo, pentru că o să aduci publicul. Avem și un, nu știu, proiect nou-nouț, uite, nu știu, ceva comedie. Dar 30 de actori proaspăți care o să aduc oamenii în teatru. Deci mi se pare că, deci acum am zis și cu gluma, dar mi se pare că e atât de... Nu, e o glumă reală. Dar mi se pare că, cred că o să fac un proiect. Pe bune. Da. Pe bune, de ce? Da, foarte puțini actori, într-adevăr. Da, foarte puțini. Hai să facem un proiect național. Timișoara Film Society să se înscrie la asta. Da. Și legătură între film și teatru, vezi? Între film și teatru, da. Deci, proiecte de film, dar un scop, de un scop mai lung, cu lungă durată, teatru plin de oameni care a venit să vadă pe vedeta din film. Știi? Da, foarte interesant. Apropo de asta, acum, unde te pot vedea oamenii live în spectacole? La Teatru Merlin. Da. 15, minim 15 spectacole. Deci noi, mi se pare că suntem cel mai activ teatru din țară. Okay. În fiecare zi avem câte un spectacol, câte două, trei. Păi da. Uneori ajung cu 33 spectacole pe lună. Pe lună. Păi da. Uh-huh. Frați în Teatrul Național cu Florin Piersic Junior. Antiglons, asta e ceva particular sau cum se spune, un fel de privat cu Cristina Cuning, Costa Jivi, Teatru pentru tine. Și e destul, lasă-mă, și în Serbia câte, nu știu, 3 sau 4 spectacole, cred că ajunge, pentru că dai seama, uneori mă duc la filmare seară în Belgrad. Intru direct în mașină. Da. Ca să ajung în Timișoara, pentru că dimineața am două spectacole pentru copii. Okay. Intru în mașină și mă întorc la filmare. La Serbia, da. Wow, program foarte încărcat. Da. Și da, în ultima perioadă așa trăiesc, de exemplu. Dar îți place ce faci, asta e cel mai important. Sunt atât de, nu știu, fericit să nu aud de... Da. Și film? Ai vreun viitor proiect? Chiar trebuie să vorbesc ceva cu Ovidiu. Am un scenariu.
Dar vezi cum am făcut? Împreună cu Mădălina Ghițescu Petre. Okay. Deci am făcut un scenariu după actori care cunoaștem, după energia lor, separat fiecare parte, atitudinea, gândirea, mimica, și atunci tot se leagă cu o poveste bine construită, un schelet, dar cu energia lor, e total diferit. Și atunci povestea merge singură, așa, singură, da? Și se termină singură, fără să gândim prea mult. Super. Știi? Și vreau să fac așa ceva. De exemplu, am deschis un fel de casă de producție. Deocamdată am făcut doar filme documentare, dar în sârba de mănăstire, de istoria sârbească în Timișoara. Și o singură chestie care am ajutat pe colegii mei din Serbia, pentru că Serbia nu e în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană. Sunt niște proiecte imense și superbe care sunt în Serbia, dar acolo și acolo rămân pentru că nu sunt în EU. Dar dacă au ceva intermediar în EU, pot să fac ceva. Dar e foarte greu cu oameni. Nimeni nu vrea cu oricine, și atunci am avut noroc pentru că am făcut cunoștințe în Serbia și atunci niște producători mari care au încredere în mine, de exemplu, eu am dat firma mea care e aici, ei prind firma mea care e în Timișoara, merg mai departe până la Berlin, știi? Da. Și tot se face, de exemplu, cu Medialink Production, care e din Timișoara, Berlin, dar de fapt e făcut din Belgrad. Da. Știi? Am înțeles. Și sunt foarte mândru, dar sunt fericit pentru că am putut să ajut pe niște oameni care fac niște chestii superbe, dar sunt închiși limitați acolo. Da. Și de atunci cu asta am pornit cu ideea. Păi stai, dacă pot să ajut pe ei. Ok. Belgradul e foarte aproape. Și mi se pare că Belgrad e mult mai dezvoltat în film decât București, pentru că Belgrad, ca și fost Iugoslavia, are o tradiție de aproape 100 de ani în film, în timp ce în anii 70-80 fosta Iugoslavia a fost o mică America pe Balcan, cu banii și cu... Da? Și atunci niște filme care s-au făcut în fost Iugoslavia, deci de la spaghetti western, okay, până la Hollywood, care venea în Belgrad, adică în fost Iugoslavia, și a făcut niște filme. Ultimul Mohican s-a făcut în Serbia, okay, cu Daniel Day-Lewis, sau nu știu. Și după războaia, după tot ce s-a întâmplat, a rămas un oraș întreg de film, un oraș întreg de scenografie de la medieval până zilele de azi, știi? Wow. Și acum asta folosesc italieni, indieni, americani, italieni, păi de ce nu putem să folosim și noi? Corect. Știi? Așa că mi se pare că am făcut o treabă foarte bună. Niciodată n-am vorbit cu Ovidiu, pentru că n-am făcut cunoștință cu Ovidiu și n-am vrut să-l sun. Ei, Ovidiu, uite, eu sunt Marco, hai să vorbim. Nu am avut noroc, pentru că Marius Lupoian a făcut un proiect super tare despre bullying, unde în sfârșit m-am întâlnit cu Ovidiu. Am făcut cunoștință cu Ovidiu și acum pot să vorbesc cu Ovidiu pentru că ne cunoaștem și cred că o să facem ce. De ce? Pentru că Timișoara chiar are posibilitatea, împreună cu Film Society, care a făcut deja o minune, și cât de aproape de Belgrad, care pe bune are niște idei faine care sunt internaționale, dar sunt închiși. Da. Înțelegi? Da. Asta e. Dar hai să deschidem granița aia. Nu există niciun film cu o producție sârbo-română. Există sârbo-bulgara, bulgaro-română. Deci am făcut investigation. Maghiaro-română, maghiaro-sârbă, Croația, chiar și Bosnia-România are o coproducție. Sinisa Draghi din București, un sârb care e faraon de film românesc, așa spune toată lumea. Foarte bun prietenul meu, cu el am jucat, adică am jucat în filmul lui în București și am învățat mult de Sinisa Dragin. Niște coproducții, dar nu există. De ce moment Serbia, să fie făcut? România, și uite, eu care pot să spun asta, trăiesc acum mai mult de jumate de viața mea, sunt în România. Suntem aceeași popor, istoria aproape la fel. Da. Avem niște chestii comune, singura diferență e limba.
de la mâncare până la istorie totală. Limba. Păi hai să facem și film atunci, știi? Da. Asta e. Suntem pe finalul podcastului. Nu vreau, nu se poate. Hai, mai. Nu, nu, că... refuz, nu, nu vreau. Aș vrea să-mi spui dacă ești familiarizat și îți place social media, că e la modă, ce nu-ți place, fix ce nu-ți place ție. Din păcate, n-ai cum să eviți, știi? N-ai cum să eviți. Deci te găsesc cu oamenii? Da, păi nu, păi vezi, de exemplu eu folosesc Instagram ca să promovare. Normal. Și m-a sunat un impresar din Serbia și mi-a spus, am văzut niște filmulețe pe Instagram, adică nu, am văzut o poză dintr-un film, te vreau. În filmul, wow. Nu știu, următor, pentru că da, asta am nevoie de atitudinea asta, adică de imaginea pe care am văzut-o, da. Super, și nu am crezut, hai, lasă-mă acum, pe bune. Păi, pe bune, era doar după o singură poză. Care, din cauza asta, da, dar în ultima perioadă, cu cât mult stau cu oameni, nu vine să, nu știu, să mă plec în față de o piatră, să îmbrățișez un pom, știi? Nu, mi-e frică de câini, dar să îmbrățișez un pom, să fug în pădure și uite, acum, pentru că acum se întoarce prima iubire, pictură, și mă simt foarte relaxat lângă lemn și apă, așa că o să găsesc o casă într-o pădure lângă ceva râu, apă, ceva lac să fie și o să fac gravură în lemn. Oh, pe bune. Și dacă merge bine, la revedere actorie, la revedere tot, pe bune. O să fiu doar special guest dacă mă cheamă cineva. Da, se poate, așa dacă vreau. Pe bune, deci cu cât mai stau mult cu oameni, mi se pare că să închid toate rețelele și să iau 3310 la Nokia. Știi? Pe știu, bune. Le are mama mea. Pe bune, știu. Deci când sună, se aude până la Timișoara de aici, adică până la Vrășețul de unde sunt. Și, dar vezi, nu am tupeu, nu am... Sau nu simți că e moment? Nu, pur și simplu, nu am curaj. E atât, curaj, frate, hai, schimbă tot, dacă te, știi, doar curaj, nu am curaj, uite, sunt... Mai ai proiecte de făcut. Încă nu e. No, bineînțeles, dar deși asta cu pădure și nu știu ce, asta cred că în pensie, pentru că și eu spun prostie, nu pot fără scenă, nu pot fără actorie, asta e sigur, dar aș încerca să nu știu, să evit oameni, dar scenă nu. cum, știi? Să merge, nu prea se pupă. Da, nu merge, da. Bun. Eu îți mulțumesc foarte mult, a fost o discuție foarte constructivă. Sigur? Da. Și am vorbit bine limba română, pe bune? Da, foarte wow. Bine. Wow! Oh, da. Mă bucur. Foarte, foarte bine. Mai corect decât unii români. Hai, lasă, nu, asta nu cred. Ba da, asta să nu cred. Ba da, să cred. Atunci, noroc. Noroc. Mulțumesc mult de tot. Noi am fost Timișoara Film Society. Vă mulțumim mult de tot. Nu uitați, tfs.ro/filme, aveți 3 filme produse de către noi, ultimul este Asimptomatic, dar și Pisica Verde și În Șoaptă merită o șansă. Vizionați-le! Mulțumim mult de tot, pe data viitoare!